Simțiți forța energetică a spiritelor din jurul nostru! Sunt sute, sunt mii și ne vorbește! Le auziți! Băi, eu parcă aud ceva, dar nu înțeleg ce spun. Păi fiți mai atent, șeful, că toate ne vorbește! Păi dacă vorbește toate odată, șeful, ce mama dracului să înțelegeți că parcă și pe mine mă aducea? Două secunde, îți vorbesc eu cu ele, permiteți? Fai panoramelor! Eu vă dau mama dracului de spirite, ce sunteți voi, că nu scoateți pe șeful de Pepe și pe mine, dar ce credeți voi, mă, că aici? Maidan, curtea școlii? Mă, vă găsește, dragi! Ia, ordonate una câte una, liniște! Tipa-tipa, da? Ce faceți, domn sergent? Ce fac, ce fac? Fac ordine, mă! Dacă tu nu ești stare să faci, că fac eu, mă! Șefu, dar noi de ce trebuie să participăm la cursurile astea de spiritism? Pe așa scrie în fișa postului noului model de soldat NATO. Păi și dacă scrie ce, domn comandant? La cine folosește nouă spiritismele astea? Că dacă ne apucă pe toți și auzim voci în cap cum aude domn caporal, ne dilim cu toții mai rău. Voci în cap auzi tu cu măta trașcă, da? Și o să auzi că de curând și un bocan care ți-l trimit eu în cap, tot ție. Băi, ia terminați și de față cu mine aici vă apucă din astea? Ce, s-a umflat fasolea în voi? Mă iertați, șeful, cred că e de la tensiunea asta energetică care o dezvoltă Chiorete, că toată lumea trăim aceeași tensiune, s-a acumulat prea mult, mă înțelegeți? Băi, să știi, și eu simt așa ceva, nu știu, e belea paranormal ăsta, mă. Ia, până mâine, program de voie. Yeah! Să ne descărcăm de energiile astea, băi. Șeful, dar putem să ieșim cu prietenele? Nu, pentru că asta trebuia raportat din timp. Da, hai, ca să nu ziceți că sunt nașpa, puteți să le chemați în unitate câteva ore. Păi chemăm șeful, dar știți că n-avem... Asta e treaba voastră, băi, dar nu vreți să o aduc pe fiică mea. Nu, domn comandant, n-avem telefon cu ce să le sunăm, n-ați uitat că ni l-ați închis iar? Păi m-a plictisit rașcă să tot vorbească pupăză câte 5 ore cu gagică sa. E bună, mă? Hai, fuga la telefon dacă vreți să chemați pe cineva, că nu vi-l deschid decât pentru 2 minute. No, de, eu primul! Vreau și eu să... Stai, gogoașe, că te crăp! Să mă calc în picioare! Ce faci tu, gogoașe, cu telefonul? Hai tu cui să dai telefon, mă, te-ai pus mâna pe telefon? Nu să trăiți. Păi și atunci ce-i telefon, mă? Ce-i? Pune telefon pe oască, te calc în picioare. Ia loc acolo. Nu! Eu mă calc în picioare. Ce atâta scandalacii cu telefonul? Stai și vă întreb, cine-i, mă, cel mai mare gradația? Dumneavoastră să trăiți. Păi și atunci, cine vorbește primul la telefon, mă? Eu! Nu dacă vă calc în picioare! Eu vorbesc, eu sunt mai mare în grad. Dar pe cine dracu să sun? Hai, mă, eu zic să... Nu ziceți că sunt băiat așa și pe dincolo, eu, sergentul, zic să vorbiți voi, că am mai avut gagici. Caporalul, prima dată rtane, da? Dar pe cine naiba sun? Sunt mai prost ca gogoașe. Mersi, Doamne! Ați văzut, bă, ce înseamnă să fii paranormal? Doar m-am concentrat puțin și mi-a dat tipa mie telefon. Ca să nu mai consum eu impulsurile de la unitate, înțelegi? I-am dat eu un bip telepatic și i-am sunat imediat. Mă scuzați, e o discuție intimă, da? Mă iertați. Pupăză la telefon, bă! Cine, mă? O gagică, bulănosule! Alo, da?
Dialog intim, da? A, bă, că doar aștept telefonul ăla, vorbește. Te pup, iubi. De unde știi? Mi-a spus mama, deșteptule. Când aveți voi zi de voie, vine tata acasă. Ia zi, când ne întâlnim? Păi nu ne întâlnim, că nu ne lasă șeful să ieșim din unitate. Dar chiar vă, fraierea, ci la noi în unitate. Ia. Gura! Iubi, nu cu tine vorbeam, dar se poate. Dar ce, bă, ți-e târșe cu ea? Care-i treaba? E oarbă? Care-i treaba? Poate sar pe tine. De când aștept, zăvăcitule? Stai, așteaptă-mă că vin eu la tine, da? Măi, ai nebunit! Închis. Păi normal că ți-a închis, bă, grămăditule, și fătălău și îngrămădit. O să rămâi cu cățeaua unității, bă! Auzi, mă, Trașcă, eu zic să sun numai tu, că și așa nu mai avem minute, și să vorbești cu prietenii aia ta, poate ne aduceți nouă niște prietene de-ale ei, nu? Eu îi spun șeful, dar prietena dumneavoastră... Prietena mea? A, prietena mea e la țară, bă, și la țară e departe, rău. Până vă invit, până vine de acolo, să termină vizita, n-are rost. Păi și eu ce fac, șeful? Și mă întreb pe mine, mă, ce este o agenție matrimonială? Mă, prietenește-te și tu cu cineva, știi, cu Gogoașe, că e liber. Ia uite, săracul, ce trist e acolo, ca o astenie de toamnă. Ce are asta, domn sergent? Tot nu vrea să o violeze nimeni? Stai că pe ceas, pe hol, să vorbești tu la telefon. Tâmpitule, că acum vine șeful și-l ia. Și noi n-am apucat să vorbim. Doar să... Gata, da? Au trecut 10 minute în loc de două. Gata, trebuie să vorbesc și eu. Na, mă, tâmpitule, ai văzut? Stai, vorbești câte două ceasuri la telefon. Mă, hol. Poate n-aduci gagici că te crăp. Păi de unde du-ți, sergent? Ce mă interesează, mă, descurcă-te, că doar de-aia ești paranormal. Transmite tu un mesaj de la ezoteric, cum transmiți tu pe paranormale, să te sune vreo 500 de gagici, să avem de o să alege. Ai, știu eu ce... Hai! Da, dragă, am apucat să spun acum, ce vrei să fac? Da, și nici nu am curaj să-i las singuri în unitate, nesupravegheați, gagicile alea. Bine, zi-mi și mie, Gina ce face? Dar las-o, dragă, să se distreze, că e tânără. Da, da, mi-a spus, e un super băiat. Da, și sunt de curând împreună. Ah, gata! Gata? Vine, l-ai chemat? Pe cine să chem, domn sergent? Păi mi-a zis pe cine să chem? Nu, deocamdată m-am încărcat eu energetic, aia. Da. Domn caporal, și ziceți, puteți să chemați chiar pe oricine? Da, bă, Gogoașe, dar să nu care cumva să mă pui să o chem pe măta, că te crăp, auzi? Hai, dați-i repede pozele. Ală, cu poze, care poze? Păi, pozele persoanelor iubite. Altfel de un să știe și spiritele astea pe cine dracu o să trimeață. Păi eu vorbesc ca proasta la seminarul ăsta sau... Mă iertă, șefo. Aaa, corect, pozele. Da, da, pozele, da. Care dracu poze? Hai, gata, domn sergent, puneți pozele alea odată, hai. Bă, dar nu te uiți la ele. Haideți, domn sergent, că nu mă uit, mă știți că sunt finuț. Putem, hai. Punem așa, cu fața în jos. Cu fața în jos, cum vreți dumneavoastră, hai. Hai, bă, și voi, mă, mormolocilor. Gata, mă! Da, da, ai vorbit cu ele, vine? Dacă e în viață, vine, șefu. Ups! Și dacă nu e în viață? Dacă nu-i habar n-am. Bă, tu n-ai fi tâmpit să fi chemat vreun strigoi pace, ia! Băi, Chiorecă, păi ce faci aici, că nu te uiți? Da. Tom sergent, pe ăsta e un tâmpit! Bă, negrofilule, pe asta e moartă de peste 30-40 de ani, mă! Măgarule!
Bă, tu ai nebunit, o să intri în coma alcoolică. Mai dă-i naibii de bărbat și mai lasă sticla aia, fată. Propui tu altceva? Măi, nebunit, dar nu mai la sex e gândul, mă? Când sunt beată, da! Acum sunt. E după fata comandantului. Gina! Exact. Mamă, acum văd faze erotice. Hai, gogoase, că mi-e foame. Mai repede. Imediat, șef, da. Am o mică problemă. Ce problemă mai ai, mă? Mi s-a lipit mâna de congelator să trăiți. Dacă ești prost, mă, te pricepi tu la electrotehnică de te faci în frigider, mă? Lasă pe altul care să pricepe. Ucerer. Dracu, mă! Șeful! Da! Mi-a venit iubita! Ce face șeful acolo? Ce ai făcut, idiotule? Ce-am făcut? Nimic! Dar nu asta ce faceți acolo? Mi s-a lichit la deci cu ventilator! Scoate-mă de aici! Imediat, șef! Măi, nebunit, dacă ne vede cineva. Mă vine să cred că ai pregătit toate astea pentru mine. Lumânări, șampanie. Stai, dacă vine taică-tu. Nu vine, e acasă. Dacă ne vede cineva, atunci lasă-mă. Asta e, trebuie să afle toată lumea odată și odată, nu? Am o idee. Hai la tata în birou, acolo sigur nu vine nimeni să ne deranjeze. Hai! Trage! Băi, am bat picioarele, că mie mi-a venit iubita, ce? Bă, unde plecați? Nu pleacă nimeni că vă calc în picioare! Trașcă! Cărete! Nu mă las la joar! Ți-am zis că nu e aici? E de mult acasă. Auzi? Fă-tu un tuneric și eu mă duc să aduc lumânările, da? Ai venit! Iubita visurilor mele! Ugoș, ai băut ceva? Nu, dar pentru tine sunt în stare să bea orice! Știi ceva? Ia, da. Pregătește-te tu în dormitor, că vin și eu imediat, da? Hai, da, imediat! Pa! Eu tu și pe toanta asta. Eu le dau liber și ea doarme ca toanta. Mai arde și lumina. Nu merge, doamne, Sergio, n-am ce zic. Încearcă, bă, cu asta dacă nu merge și nu merge. Uai, ce vrei să faceți, uai? Mai ușor, băi zăpăciților! Tata! Șeful! Ce cauți mai aici? Stai, șeful, tocmai... repetam lecția de spiritism. Aici? Aici, da. Aici, pentru că aici este mai liniște, să nu mă deranjeze aia cu hărmălaia lor din...
Păi și tu, în loc să fii cu ea acolo să te distrezi, faci spiritism aici? Da, șefu! Pentru că eu vreau să fiu cel mai complet soldat din trupa noastră! Trăiți! Hai, lasă-mă! Și reușești? Da, șefu, cum să nu? Deja chem spirite! Chem spirite? Da! Uite, dacă vreți, gândiți-vă la cineva pe care vreți să-l chem și-l chem! Păi pe... Pe fata dumneavoastră, șefu, nu-i așa că poate n-ați mai văzut-o de mult și vă e dor de ea? Băi, dacă îi faci ceva... Șefu, se poate, dar știți că eu o iubesc ca pe ochii din cap. Spirit, ieși! Gina? Ce cauți aici? Șefu, nu poate vorbi că este spiritul ei. Păi e așa dezbrăcată? Păi așa e spiritul, șefu, că probabil l-a prins incantația tocmai când se schimba și de-aia s-a grăbit să vină aici și n-a apucat să se mai îmbrace. Păi trimite-l mă acasă să se îmbrace. Da, șefu, poți să îmi permite să-i... Spirit, du-te acasă și îmbracă-te. Îmi permite să-l conduc? Te rog. Hai, spiritule. Nu merge, domn caporal! Auleu! Ce facem? Stă-te așa că mi-a venit o idee! Hai să vorbim cu băieții de la tancuri, să ne împrumute unul, poate așa reușim! Da, bă, bună idee! Bravo, trașcări! Băi! Băi, mă lăsați așa, băi! Băi, dacă vine gagica și nu sunt acolo, vă sparg! Mă scuzați, știți cumva unde este sergentul Mârlanu? Nu e Cristina! Eu sunt Mârlanu! Păi, sergentul Mârlanu este un spirit puternic și inteligent. Cel puțin din câte l-am cunoscut eu la ședințele de spiritism, înțelegi? E omul vieții mele. Eu sunt spiritul puternic și inteligent care te-a chemat, nu e? Serios! Și atunci de ce stai ca dubitocul cu limba aia liptă în congelator? Nu, a fost un accident! N-a reușit să mă deghibească nimeni! Un accident, a? Și mare treabă, ce să spun. Cred că sergentul meu se ascunde în cu totul altă unitate, așa că mă să-l caut, boule. Băi, Cristina! Băi, Cristina! Vin, băica! Vin! Nu-mi pisnița! Nu-mi pisnița! Am venit, iubita mea! Te-ai răzgândit? Pupăză! Lasă, că pupăză n-o să ne deranjeze! Bă! Vamăl! Iepuraș? Așa mă cheamă? Ce nume penibil am? Pupăză, dar ce semeni cu gogoașă? Deșteaptă-o, păi chiar eu sunt gogoașă! Gogoașă? Vai, Ilias! Da, ce... Hai, zi-o-i, piața mea să înveasă! Bă, mai poți să așa ceva? Bă, dacă-mi timp minute, nu ne aduceți aici, pe domnișoara Cristina, vă calc în seară și vă fac fi în congelator! Rămâneți cu noi, revenim imediat! Ah!
problema? E bine, ai? Faceți voi pe mine de râs în fața lui domnișoara Cristina. Nu. Asta n-am Vă ziceți mersi că nu vă aduc prietenile aici, mă, să vă fac de râs. Măgarilor. E bine că n-a venit și Marilina mea, că mă făteam fi eu de râs. Ba, cred, iubitule, ba, numai că am ajuns mai greu, că de pe lume n-a avut un lum. Pupăză, ia-vă un telefon aici pentru tine. Mersi. Am glumit. Da. Interes, colega, nu târg. Ce face? Nu știu, că i-a căzut un turc. Băi, nebunit, dacă ne vede cineva. Asta e. Stai mă puțin, dacă vine taică tu. N-are cum să vină că a plecat acasă.